Primul hunedorean declarat de UNESCO, Tezaur Uman Viu, este o adevărată comoară pentru folclorul românesc. Iar astăzi împlinește 77 de ani. Este vorba despre maestrul taragotului Perabuls, care mângâie auzul hunedorenilor cu muzica sa, care a făcut în conjurul lumii. La vârsta de 14 ani a intrat în primul taraf al ansamblului Vața, iar de atunci scena a fost casa lui, o adevărată icoană pentru el. Este aplaudat la scena deschisă ori de câte ori apare în fața publicului. Este apreciat și iubit, fiind unul dintre cei mai renumiți taragotiști din România. Maestrul Perabuls este primul hunedorean care a primit din partea UNESCO titlul de Tezaur Uman Viu pentru vasta sa contribuție adusă la păstrarea și promovarea culturii tradiționale. Perabuls s-a născut în comuna hunedoreană Vața de Jos și, deși a rămas un om simplu, se poate bucura de o carieră artistică impresionantă. De-a lungul anilor le-a cântat tuturor președinților României și a dus muzica populară pe toate continentele. După mai bine de 6 decenii de carieră, maestrul Perabuls încă mai face spectacol pe scenă, atât timp cât are în mâini cel mai de preț instrument pentru el, taragotul, care are o vechime de peste 100 de ani. Atunci când cântă, Perabuls face ca timpul să se oprească în loc. Orice ascultător vibrează la fiecare notă muzicală pe care instrumentul o scoate, prin maestria cu care el mângâie taragotul. Amintiri sunt multe, căci vorbim la propriu de o viață de om. La cei 77 de ani pe care îi împlinește astăzi, maestrul Perabuls este o adevărată enciclopedie, ale cărei file nu te mai saturi să le răsfoiești. De mic copil am crezut că ăsta e viitorul meu și să știți că a fost un adevăr. În mintea mea era tot timpul taragotul. Și am început cu fluierul, cu clarinetul, cu alte... Dar tot la ăsta îmi stătea gândul. Și urgent am trecut pe taragot. A vândut taică-miu, doamne iartă-l, o vacă și mi-a luat un... Nu erau bani, ca acum. Și mi-a luat un taragot. Foarte bun. Și am avut succes și rezultate deosebite. Și mă bucur că m-a dus până la adânci bătrânețe. Doinele frumoase și prin codrii noștri pe aici, pe cântam pe acolo, pe la Bujoara, pe sus, pe meleagurile lui Arsene Boca, cântam, stăteam cu vitele pe acolo și maica mea venea și mi-aducea cât un ceai, cât ceva așa la câteva ore, că aveam casă acolo. Și atâta, cum să vă spun, de frumos era. Și cântam, începusem cu taragotul, nu cântam eu așa strălucit atunci, atâta de frumos îmi plăcea că erau ecourile alea pâraelor și iarba verde și apa cristalină din izvoare îți dădea putere. Și uite așa a trecut 77 de ani. Și mulțumesc la Dumnezeu că încă mai pot să mișc degetele pe aceste clape. Născut la 2 august 1946, maestrul Perabuls continuă să trăiască alături de familie în localitatea sa natală. Perabuls are și un demn urmaș pe fiul său, Jenel, un cunoscut saxofonist, cei doi cântând împreună de multe ori.
Taică mi avea o vorbă, spunea, când mă urc pe scenă, parcă să urcă, intru un preot în altar. Așa mă simt eu pe scenă. Și trebuie să-l moștenesc și trebuie să-i duc mai departe talentul și dragostea lui față de Taragot. E o obligație sau e ceva de suflet? E suflet. Suflet. Nu poate fi obligație, suflet. Din suflet se poate face ceva. Din obligație, niciodată. Ce simte fiul lui Parabuls atunci când urcă alături de el pe scenă? Am o emoție foarte mare. Am emoție și pentru el și pentru mine. Că vreau totul să iasă, să fie perfect. Și ne străduim să fie totul bine. Care e dorința fiului? Dorința fiului e ca tata meu să trăiască cât mai mult. Și noua generație de tineri artiști îl venerează pe maestrul Parabuls. Pentru mine, maestrul Parabuls, tezaurul uman viu, este și va fi mereu un idol, o stea la care voi tinde mereu să ajung cu mâna, dar probabil nu o voi atinge niciodată. Și îi sunt și eu profund recunoscător, nu numai lui Dumnezeu, ci și maestrului Parabuls pentru tot ajutorul și toată susținerea pe care mi-a acordat-o în toată cariera muzicală și pentru că mereu mi-a fost alături. Astăzi îl sărbătorim pe maestrul Parabuls, excepționalul taragotist din țara Zarandului, care a dus interpretarea instrumentală a cântecului popular la rang de artă. Este primul hunedorean care a primit din partea UNESCO titlul de tezaur uman viu, pentru vasta sa contribuție adusă la păstrarea și promovarea culturii tradiționale și cetățean de onoare al județului Hunedoara. Este o personalitate cu care ne mândrim și care ne face cinste peste tot prin lume. Astăzi, cu ocazia zilei de naștere, îi doresc maestrului Parabuls să aibă parte de multă sănătate și împliniri alături de familia sa frumoasă și de colaboratorii săi dragi, să ne poată încânta cu acordurile taragotului încă mulți ani de acum înainte. La mulți ani, maestre Parabuls! A transmis Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean Hunedoara. Sunt Ionel Coda și vreau să-i transmit lui Parabuls multă, multă sănătate, să ne vedem încă vreo 10-15 ediții la Festivalul Taragotului la Vasa, de acum înainte. Îl pup și îl încățișez cu drag. Ce pot să-i urez la un om de talia lui Parabuls, care în primul rând este și prieten apropiat? E pe cel puțin care pot să spun că este prieten. Decât să-i spun la mulți ani, sănătoși. Și să nu uite că încă e tânăr. Încă n-a spus totul în folclorul românesc. De aceea îi doresc să creeze în continuare, să adune folclor în continuare, să-l pune pe piață, fiindcă un nume este Parabuls în folclorul românesc. Mi-e tare drag și mă bucur că pot să-i spun din totdeauna, asta înseamnă că și eu sunt sănătos și pot să-i transmit cele mai bune gânduri, cele mai sincere și un prietenos la mulți ani sănătoși. Ridici taragotul la nivelul comunei noastre unde suntem cetățeni acestui pământ cu multe rezultate deosebite și vă mulțumesc!